Ciuboțelele Ogarului, de Călin Gruia. De unde avea iepurele doi galbeni, nici eu nu știu. Dar povestea spune că într-o toamnă el pornise spre un iarmaroc vestit. De mult se gândea iepurele că i-ar sta bine cu o pălărie albă, cu pană de păun și o scurteică verde. Dar nu pentru asta se grăbea el spre iarmaroc, ci ca să-și cumpere ceva pentru încălțat, că era desculț. Începuseră ploile de toamnă, vântul împrăștia frunzele pe poteci și frigul prinse să-l strângă de picioare. De aceea își înfundă pălăria veche până peste urechi, își strânse zăbunul pe trup și iuți pasul, ca să ajungă mai repede la iarmaroc. Și cum mergea iepurele, uitându-se când în dreapta, când în stânga, ciulind urechile la orice fâșnet, iată că mai spre seară se întâlni pe o potecă cu ogarul. Ogarul era gras, voinic, îmbrăcat într-o șubă călduroasă și purta în picioare niște ciuboțele nou-nouțe. După ce își dădură binețe, ca doi călători de treabă, o porniră împreună prin desișul pădurii. Iepurelui îi se scurgeau ochii după ciuboțelele ogarului, pentru că tare mai erau frumoase, iar lui îi era strașnic de frig la picioare. Cât ai dat pe încălțări? Întrebă sfios iepurele. Doi galbeni. Cât să dau? Îi răspunse fudul ogarul. Mă duc și eu la iarmaroc, adăugă iepurele, să-mi cumpăr ciuboțele. Păi tot acolo merg și eu, am treabă cu un negustor. Ciuboțelele se găsesc, câte vrei, numai bani să ai. Am, doi galbeni, șopti iepurele. Ogarul nu spuse nimic, ci își răsuci vârful mustăților, ca și cum lui nu i-ar fi păsat câți bani are iepure. Și-o mers ei așa, o mers, până s-a întunecat de-a bine. Drumul nu-l mai vedeau bine, o ploaie rece și deasă se abătu în calea lor. De-i dârdâiau bietului iepure dinții de frig. Uite ce spun eu, cu metre. Vorbi Oga. Te văd desculț și apoi noapte și frig. Mai e și bani la dumneata, bani am și eu și cine știe cu cine ne putem întâlni, că pădurea e plină de tâlhari. Iepurele ciuli urechile, își strânse mai tare zăbunul ca să simtă banii ce avea într-un buzunăraș la piept. Și ce-i de făcut atunci? Întrebă el. Păi, de ce sunt pe lume hanci? Pentru vreme de noapte, pentru adăpost? E pe aproape hanul ursului. Eu zic să trecem la el, dormim și pornim mâine dimineață. Poate până atunci mai stă și ploaie. Iepurele nu avum cotro și l-asculta pe ogar, scurtându-și luleaua de ușa hanului. Moș Martin îi primi tare bucuros. Ce vreme rea! Nu te-ar lăsa inima să lași pe cineva afară. Hei, dumneata, mai e și desculț. Treci colo lângă foc, de-ți mai încălzește picioarele. Iepurele se apropie zgriburit de vatră. În afară de ei și hangiu, nu mai era nimeni în han. Moș Martin ieșea din când în când afară și se uita de-a lungul drumului să vadă dacă nu cumva se mai îndrepta spre hanul lui Niscalvai Călătos. Eu zic să cerem ceva de mâncare, șopti ogarul și udătură. Cere dumneata cu metre, mie nu mi-e foame și apoi nu am niciun mărunțiș. Că dacă schimb un galben, rămân toată iarna desculț.
Hei, ciudat mai ești cu metre! Dar cine ți-a cerut, mă rog, să-ți schimbi galbeni? Pentru plata am eu bani destui, că doar nu mă voi lăcomi la un sărac ca tine. Și, întorcându-se Moș Martin în han, ogarul spuse: Ei, Moș Martine, dă-ne ceva de îmbucat și de băut. Am niște plăcinte. Aș mânca și eu din ele. Am friptură, faguri de miere și vin de stafide. Dă-ne de toate și din toate cu metre, spuse ogarul lingându-se și buzele. Moș Martin își puse șorțul pe dinainte ca un hangiu adevărat ce era și prinse a aduce bunătățile. Ogarul începu să înghită cu lăcomie bucată după bucată. Iepurele se rușina și abia gusta și el o bucățică de plăcintă cu varză. Și poate n-ar fi gustat deloc dacă nu l-ar fi poftit ogarul. Mănâncă cu metre, că de la dumneata mănânci. Ogarul parcă nu mâncase de o lună. Așa-i trosneau fălcile și umbla limba în gură. Până să-și fumeze Moș Martin luleaua, ogarul mânca toată mâncarea din hal. La urmă, ceru o cană cu vin de stafide, pe care o bău pe nerăsuflate. Iepurele se uita mirat, se minuna și Moș Martin. Măi, încă n-am văzut un drumeț mai flămând ca dumneata. Să-ți fie de bine, ogarule! Și acum, vorba aceea. Frate, dar brânza-i cu bani. Ați mâncat și băut numai bine de doi galbeni. Ogarul prinsea se căuta prin buzunare. Căuta prin buzunarele de la pantaloni, căuta la șubă, dar degeaba căuta, nu avea niciun ban. În cele din urmă spuse iepurelui: Plătește dumneata cu metre. Cum să plătesc? Așa ne-a fost vorba. Plătește, că am uitat punga acasă. Îți dau eu banii la iar maroc. Am să mă împrumut la un prieten negustor. Cum? Vai, ce să mă fac? Să rămân desculț? Ogarul începu să râdă pe smustăți. Moș Martin își ieși din fire. Mie să nu mă umblați cu d-astea. Plătiți, că altfel am eu acte cu jocul vostru. El m-a poftit și la han, el m-a poftit și la masă, spuse ogarul. El să plătească. Nu e adevărat, Moș Martine. Eu n-am mâncat mai nimic. Vine iarna și dacă plătesc, rămân desculți. Ei, că doar nu-i încălța eu toți desculții din lume. Că a mâncat și băut ogarul e drept, dar lucru curat aici nu-i. Acum îmi dau eu seama ce fel de mușterii mai sunteți. V-ați sfătuit să-mi faceți pagubă. Și Moș Martin apuca un ciomag pe care îl ținea pitit după ușă pentru asemenea călători și îl ridică spre ogar. Ogarul îl arătă pe iepure. Iepurele, văzând ciomagul, începu să tremure de frică. Și de voie de nevoie scoase din buzunar o smăluță în care avea legați cei doi galbeni și plăti ursului. Moș Martin se uita la ciuboțelele ogarului, apoi la picioarele goale ale iepurelui, miri ceva și lua galbeni. Ogarul își terse mustățile, se culca și a dormit fără grijă. Moș Martin, văzând că nu mai vine nimeni la han, se duse și el în odaia lui să se întindă pe o laviță. Numai iepurele nu se culca. Cum putea să doarmă? Rămăsese fără bani și de afară vântul se auzea mai furios și ploaia bătea în ferestre. De necaz, iepurele începu să plângă pe înfundate. Cum se lăsă păcătnit de ogar? Ofta și se gândea când curând va veni iarna. Vor fi viscole și zăpezi mari, va fi mult mai frig, iar el va umbla zgribulit și desculț.
Ogarul sfuroia într-o odaie, Moș Martin în alta, numai pe bietul iepure nu-l prindea somnul. Și a stat iepurele, a stat până la miezul nopții și s-a tot gândit și răzgândit ce să facă, ce să dreagă. Parcă vedea cum desfăcuse băzmănuța și dăduse lui Moș Martin banii, cum ursul stătuse o clipă pe gânduri, uitându-se când la ciuboțelele ogarului, când la picioarele lui, de parcă ar fi voit să spună ceva. Ce anume? Deodată, în mintea iepurelui se făcu lumină. Își șterse lacrimile și intra în odaia ogarului. Ciuboțelele erau puse lângă sobă să se usuce. Nu mai stă tu pe gânduri. Încălță ciuboțelele ogarului, pași încet, ieși din han și țin o băiete tot într-o fugă. Mi-am făcut singur dreptate, se gândea iepurele, afundându-se tot mai mult în pădure și în noapte. Spre ziua se treze ogarul și voi să se încalțe, dar ia ciuboțelele de unde nu-s. Moș Martin, învindu-se în prag, dădu răzund din umeri. Ogarul nu mai zăbovi la han, ci porni să-și caute încălțările. Se cunoșteau bine urmele din noroi și începu ogarul a fugi și a fugi pe urmele iepurilor. La început îi venea tare greu. El era gras, debea să mișca, dar încetul cu încetul prinse a se subția la alergătură. Nu după multă vreme îl zări pe iepure pe un deal. Ține-te după el. Au fugit, au tot fugit prin pădure, peste ogoare, peste dealuri, hătânzare. Ogarul gâfâia și se subția, iepurele tot mai sprinten se făcea. Trecu toamna, trecu iarna, veni primăvara, apoi veni și vara și fuga lor nu mai contenea. Se zice că pe iepurele din poveste, ogarul nu l-a putut prinde. Dar de atunci, cum vede ogarul în iepure, cum se ia după el? Cu gânduri să-l prindă și să-l descalțe.